Bună seara, bine m-a regăsit. Ne vom ocupa seara aceasta de problema istoricității Vechiului Testament și în special a Exodului. Probabil că sunteți familiar cu stilul de prezentare, descoperiri uimitoare din, nou, din Orientul Mijlociu, confirmă Biblia. De obicei, asemenea prezentări, nu numai că nu sunt la curent cu descoperiri noi și în niciun caz uimitoare, dar, în general, merg pe o paradigmă care este considerată depășită și neștiințifică în arheologia biblică. În sensul că atunci când se face o descoperire arheologică, ei încearcă să-i găsească un loc în narațiunea Vechiului Testament. Și așa se poate face orice fel de istorie. Însă, mai ales de când a fost înființat statul Israel și arheologii izraeliți au condus multe expediții de, pentru că, până la urmă, este istoria lor. S-a schimbat foarte mult paradigma în sensul că a devenit mai științifică și uh, uh, arheologii verifică datele fără prejudecăți arheologice. Consensul, la data aceasta, în arheologia biblică, este că exodul nu a avut loc niciodată argumentul principal este că nu, e imposibil ca 600.000 de, mii de oameni să se deplaseze prin, din Egipt în, în către Canaan timp de 40 de ani să urmă, nicio urmă. Un alt uh, argument este acela că izoarele egiptene nu vorbesc despre prezența evreilor în uh, Egipt iar și nu, se, nu, nu, nu există uh, arheo, uh, dovezi arheologice cu privire la cei 400 ceva de ani în Egipt ai poporului evreu. Uh, și în sfârșit un alt argument care mi se pare că este foarte puternic este acela că uh, în vremea exodului uh, uh, Cananul făcea parte din Imperiul Egiptean și era organizoane egiptene în tot Cananul. Ca atare uh, evrei n-ar fi plecat din Egipt sau n-ar fi plecat din Imperiul Egiptean. Iar uh, dacă ar fi fost vorba cu cererea Cananului ar fi însemnat un conflict cu armata egipteană, de fapt, cu garnizoarele egiptene. În general, ideea aceasta cu exodul care avut loc este destul de convenabilă din un anumit punct de vedere. Există multe atrocități care s-au făcut în numele Domnului în timpul exodului. Și argumentul cel mai des întâlnit în ultima vreme este aceste atrocități n-au avut loc. Ele sunt ficțiune. Acestea sunt istorii care au fost scrise ca să fie lecție, să arate cât de rău este să calgi voința Domnului sau să trebuie alegoric, așa cum se face multe ori de la Anvon când alegorizăm anumite atrocități din timpul exodului sau din timpul cucerării Cananului și facem aplicații la compromisul cu păcatul și cum trebuie nimici păcatul cu desăvârșire și așa mai departe. În sfârșit, dacă luăm Vechiul Testament în totalitatea lui, există multe crime împotriva omenirii făcute în numele lui Jehova. Prima fiind distrugerea sau nimicirea celor care s-au închinat la vițelul de aur, ultima fiind despărțirea căsătorile, izgonirea femeilor străine pe timpul Ezra. Toate acestea au fost făcute de regla porunca Domnului numele Domnului. Probabil că cea mai cea mai obscenă pentru sensibilitățile noastre moderne este episodul cu fetele madianite, omorârea femeilor și păstrarea fetițelor, inclusiv a dat zecime la templu. Și, mă rog, cu toate că încercăm noi să spunem că aceste fetițe au văzut la orfelinat și au fost educate în spiritul bun, în general argumentul nu ține apă. Dar ca să mă întorc. Deci, această uh, idee că de fapt exodul este o simplă narațiune, uh, folosind uh, probabil uh, un termen uh, inventat de prietul nostru Ionica Aurel, uh, este vorba despre uh, uh, o, o anumită blocare a realității de uh, însăși caracterul narațiunii. Uh, argumentul este foarte bun, apologetic pentru că îl exonorează pe Jehova și pe poporul Israel. Pe de altă parte, spunând că totuși aceasta este o simplă ficțiune, e o povestire cu care o aruncă morală, ne, atunci dărâmăm baza istorică pe care stă în toată ideea de mântuire și de plan de mântuire și de plan al lui Dumnezeu în istorie. Și ideea că monoteismul a fost o revoluție. Și nu o dezvoltare culturală. Există și un alt aspect de care voi vorbi altă, mai, mai târziu despre, despre perioada patriarhilor. Însă, ideea, consensul în arheologie și mai ales între izraelieni este acela că nu mă refer, firește, aici la evrei ortodoxi, ci la oamenii de știință din universități. Consensul este acela că Biblia este un produs cultural care s-a dezvoltat între secolele 8 înainte de Hristos și perioada imediată după exil, Ezra și Neemia, S-a încheiat cam pe vremea lui Ezra, dar a început să se dezvolte cu scrile profeților de pe, de, început de prin secolul 8, apoi de și la întoarcerea din exil, toate celelalte tradiții numite iachvistă și elohimistă au fost uh, unite într-o singură sinteză. Ca tare, deci Biblia este un produs cultural. Și fiind considerat un produs cultural, un produs cultural magnific, în același timp, Biblia nu este ceea ce susține că este. Deci, cam asta ar fi concluzia. Acum, ce aș vrea să spun? Există și un alt punct de vedere. Și acest alt punct de vedere este acela că, totuși, exodul a avut loc și că egiptene vorbesc despre exod. În general, acești arheologi, Ignoră o anum anumită dovadă în favoarea Exodului, care face ca Exodul să fie un eveniment uh, relevant pentru istoria omenirii. Uh, un eveniment care nu este legat neapărat de Israel ca etnie și ca rasă, ci are un context mult mai larg, un context universal, și uh, că, care face ca cu alte cuvinte, Biblia să nu fie un produs cultural al evreilor, ci să fie o, să zic, o carte cu relevanță universală și cu rădăcini mult mai adânci decât de existența evreilor. Și firește că aceasta dă Bibliei o semnificație teologică și filozofică și umană mult mai largă decât cei care spun că este un simplu produs cultural. Dar în același timp, creștinii conservatori sunt foarte legați de paradigma literalistă, dec testamentară și nu pot accepta această idee. Des despre ce este vorba? O să încep cu secolul 1 după Hristos. După distrugerea Ierusalimului, Iosef Flavius este luat prizonier, de fapt devine Flavius, este adoptat de familia Flavilor, familia lui Vespasian și a lui Titus și începe în Roma o acțiune de, de a repara imaginea evreilor după dezastru de la anul 70. Și Iosef Flavius, în Antichității Udaice, arată că evreii au 22 de cărți care cuprind istoria omenirii de la începuturile ei, de la creațiune până în timpul nostru. Și că Moise a fost primul care a scris această istorie. Și Iosef Flavius merge mai departe și arată că în timp ce filozofii greci sunt împărțiți între ei, Moise a venit cu, mult, cu o idee unitară, dar mai mult decât atât, Moise a, a venit cu multe idei pe care mai târziu le-au la filozofii greci. Și una dintre aceste idei fiind monoteismul, închinarea la un singur Dumnezeu, ideea unui Dumnezeu universal, în timp ce Societatea politeistă este împărțită și omenirea este împărțită între diferite divinități, fiecare cu zeul lui. se vine cu ideea unui Dumnezeu universal și asta, până la urmă, unește omenirea. Și uh, Iosef Flavius arată că idei pe care le-au dezvoltat mai târziu filozofi greci, uh, ceea ce au numit argumentul ontologic pentru existența lui Dumnezeu, acel eu sunt cel ce sunt, acel ego e ha on, uh, pe care... Platon și Zeno și Aristotel au înțeles și l-au promovat între greci. De fapt, Moise l-a avut înaintea lor, cu o mie de ani înaintea lor. Și ca atare, Iosef Flavius încearcă să le arate romanilor că evreii nu se închine la o divinitate tribală. Și ca atare, atunci când soldații romani au pătrus în Sfânta Sfintelor și au văzut acolo e doar o piatră, și a acuzat pe evrei că sunt o fraudă, că ei nu se închină în niciun fel de Dumnezeu, că sunt, de fapt, atei. Ei n-au înțeles natura Dumnezeului evreilor, care este un Dumnezeu transcendental, separat de natură, separat de creație, nereprezentabil și Iosef Flavius a arătat că, de fapt, evrei întotdeauna s-au închinat lui Dumnezeu și l-au înțeles așa cum l-au înțeles filozofii greci în, în, în lumea clasică, mai ales în perioada a al lui istoriei clasice. Bineînțeles că Flavius a intrat în concurență cu alți filozofi greci, Era Roma și tot felul de, de învățați egipteni și greci Veneau la Roma ca să deschidă școli și să facă bani, să câștige, să-și facă o imagine publică Și era o concurență între ei Și unul dintre cei care a atacat pe, pe, pe Flavius a fost un filozof egiptean numit Apion căreia Flavius îi răspunde într-o lucrare numită Împotriva lui Apion. Acum nu avem lucarul lui Apion, dar avem lucarul lui Flavius. Ce spune Apion? Apion spune că, de fapt, exodul a avut loc și a fost, de exact, un exod al leproșilor, care a fost izgonit din Egipt prin secolul XIII, pe timpul lui Ramses. Și că Moise a fost de fapt un preot uh, egiptean numit Ozarfis care și-a luat numele Moise uh, atunci când a ieșit cu leproșii din Egipt și că evreu însemnează uh, în, în egipteana veche era un sinonim pentru lepros sau dacă vreți pentru ceea ce în Exod se numește poporul de adunătură. Deci oarecum acel popor de adunătură de care se vorbește în Exod care este identificat în special cu egiptenii de fapt uh, ar fi reprezentat uh, Substanța principală a poporului care este din, din, din Egipt. Acum, Flavius răspunde și este foarte interesant răspunsul lui Flavius, care pe undeva întărește argumentul lui Apio. În sensul că Flavius arată că Apio, fiind un preot egiptean, se bazează pe scrierea unui preot egiptean de la, din secolul 3 înainte de Hristos, de la începutul secolului 3 înainte de Hristos, deci 200 și ceva înainte de Hristos. E foarte important uh, timpul din cauza că acest preot egiptean, numit Maneto, a scris înainte ca evrei să traducă septuaginta în greacă. Deci înainte ca lumea greacă să aibă acces la istoria exodului, ca să zic așa. Și înainte ca evrei să se afirme pe scena politică în războiul lor cu uh, Antiohipefanul. Pe lângă că egiptenii nu aveau probleme cu uh, evrei, fiindcă evreii erau în conflict cu sirienii, nu cu egiptenii și sirienii erau dușmani egiptenilor, dar acest conflict a avut loc cu un secol mai târziu iar Maneto uh, a fost un preot pe care Ptolemeu uh, în secolul 3 înainte de Hristos, am spus, cred că secolul 2, da. deci e vorba de secolul 3 înainte de Hristos, 200 și ceva înainte de Hristos, aproape de anul 300 înainte de Hristos. Uh, Pratul Ptolemeu I-a cerut lui Maneto să facă o cronică a tuturor dinastiilor și faraonilor egipteni și o istorie excautivă a Egiptului vechi. Maneto a consultat sursele egiptene vechi. Egiptenii aveau papirusuri vechi de mii de ani. Aș vrea ca să fac o paranteză, de exemplu, cu privire la potop. Egiptenii așează data potopului cam pe la 7000 înainte de Hristos și spun că potopul n-a fost universal. Mă rog, ceea ce spune egiptenii acolo este confirmat și ca dată, și ca și caracter de geologie la data aceasta. E vorba de sfârșitul glaciațiunii. Deci, egiptenii au, uh, aveau, aveau pentru că atât creștinii cât și musulmani le-au distrus uh, Biblioteca de la Alexandria, dar egiptenii aveau documente foarte vechi și aveau propria lor istorie. Așa că acest Maneto lucrează la o istorie exhaustivă a Egiptului în limba greacă și traduce din egipteană în greacă. Și printre altele, Maneto vorbește de o supranumită istorie, la care se referă Apion și la care se referă și Iosefus, care a răspuns la Apion. Acum, istoria lui Maneto este pierdută, dar este citată numai de Iosefus, este citată și de alți scritori creștini ulterior, inclusiv de Eusebiu din Cezarea. Însă, Textul s-a pierdut. Mănătos povestește mai întâi că Egiptul în secolul XVII era dominat de hixoși. Hixoșii au fost triburi semite care au venit din Asia și au ocupat tronul Egiptului printr-o infiltrare. Mă rog, istoria hixoșilor ne amintește foarte mult istoria lui Iosif. Iosif, în comentariile biblice, se spune că Iosif și Iacob au fost prime bine primiți din cauza că faraon era Hixos. Dacă faraon era Hixos, Iosif n-ar fi trebuit să se radă și să se bărberească când s-a dus la faraon. Faraon era egiptean. De fapt, se pare că istoria lui Iosif este istoria infiltrării Hixosilor în structurile de conducere. Așa cum știm, Iosif este foarte apreciat de Biblie pentru virginitatea și puritatea lui sexuală. Dar Iosif a făcut niște speculații foarte necinstite cu grâu în Egipt. Egiptul întotdeauna aduna grâu în perioade de belșug, pentru că în perioada când Nilul ciclic avea perioade când avea un debit mai mic, era mai secetos, erau cicluri de secetă și atunci agricultura nu era atât de productivă în Egipt. Și faraonul egiptean întotdeauna avea o rezervă pe care o vindea la preț foarte mic egiptenilor și sau o dăruia pur și simplu. Ca să, Deci era un stat foarte bine organizat cu o tendință puternic socialistă, să zic eu, de protecție socială. Iosif a făcut oarecum ce face un speculator la Wall Street care cumpără futures și le vinde după aceea mai scump. Deci Iosif a cumpărat într-o perioadă de belșug foarte ieftin și a mărit prețurile atât de mult în perioada de secetă încât a însclavit toată populația Egiptului. Ca atare, deci întorc la Maneto, Maneto povestește că Hixoshi, pe care Iosefus îi identifică cu evrei și ca atare uh, Iosefus îl identifică pe Iosif cu evrei, Hixoshi, un popor semit venit din Asia Mică, s-au infiltrat începând din Delta Nilului și au luat stăpânire peste Egipt. Uh, în secolul XVI, Hixoșii au fost izgoniți de o coaliție din nordul Egiptului, pentru că în nord, la Teba, a fost o nouă capitală a Egiptului, și uh, egiptenii, venind din nord, au reușit să-i pe Hixos și să-și ia țara înapoi. Și așa se naște acel faron care nu-l cunoștea pe Iosif. La? Deci uh, revine pe tron o, o dinastie egipteană și vieții egipteni își primesc pământurile înapoi și își recapătă libertatea. Uh, N-am nicio apreciere pentru ceea ce a făcut Iosif, spuneți-mi ce vreți. De fapt, uh, sunt puțin dubios, găsesc puțin dubioasă toată istoria. Haideți să vă spun de ce. Deci Iosif este sclavul lui Potifar și Potifar este uh, șeful securității lui Faraon. Este deci și șeful închisorii. Uh, așa că dacă Iosif este în închisoare, iese din închisoare și ajunge la Faraon, el desigur că iese cu recomandarea lui Potifar. Este greu să crezi că faraon a cumpărat istoria acelui paharnic care ne povestește că Iosif i-a interpretat un vis. Egiptenii nu erau chiar de primitiv. Era o societate destul de sofisticată. Deci Potifar se numește Potifaras, care înseamnă fiul al soarelui. Și Iosif mai trebuie s-a căsătorit cu un preot al Ion, al soarelui, din Heliopolis. Și care a fost un centru al hexoșilor. Și Iosif uh, uh, a avut de copii cu, acest, uh, cu fica acestui preot uh, al soarelui, uh, iar Potifar se pare că era legat foarte strâns de acest cult al soarelui, după numele pe care îl avea. Deci, uh, dacă cineva ar uh, citește printre rânduri, înțelege că, de fapt, a fost probabil un complot al lui lui Potifar și al lui Potifar ca să-l recomande pe Iosif lui Faraon să-l așeze la o de conducere pentru a lua controlul asupra tronului egiptean. Asta este istoria plauzibilă, dacă n-ar fi Biblia, așa am înțelege-o. Dar, oricum, nu vreau acum să fac speculații, cert este că este mult mai probabil că Iosif a ajuns unde soțialul lui Potipar vrea să ajungă, anume la conducerea Egiptului de la început și, în paranteză, ca o paranteză, Biblia masoretică ne spune că Potifar era un eunuc. Așa că lucrurile se complică și mai mult. Deci Iosif ajunge unde ajunge și ceea ce face Iosif este ceea ce se întâmplă astăzi în Statele Unite. Anume avem o elită financiară foarte, foarte mică care prin speculații financiare reușește să erodeze clasa de mijloc și să ia totul. Deci Iosif a distrus clasa de mijloc, a luat totul, a speculat bursa de, de, de greu care era baza economiei Egiptului, a distrus sistemul de securitate socială, de, de, sistemul de welfare, sistemul socialist al Egiptului și a creat un sistem ultracapitalist care a distrus clasa de mijloc și a reușit să pună pe putere și în aceasta a fost aliat cu o religie a soarelui. Istoria se repete nimic sub soare. Dar, așa cum am spus, până la urmă egiptenii își iau țara înapoi. Și acum vine partea a doua a, a, a istoriei. Manetos susține că Hicsoșii, izgoniți fiind din Egipt, s-au dus în Palestina și au fondat Ierusalimul. Iosif Flavius este cu totul de acord cu ideea aceasta. Iosif Flavius îi identifică pe evrei cu Hicsoș. În paranteză, această identificare nu este corectă. A să știm destul de mult despre istoria Hixosului, ca să știm că Hicsoșii au fost emis, dar nu au fost evrei. Cert este însă că Hicsoșii se duc în Palestina. Au fondat Hicsoșii Ierusalimul. E foarte interesant un lucru. Plutarh ne povestește o, leg o legenda egipteană a lui Horus. Și legenda este legenda uh, fundamentală a mitologiei egiptene. Uh, Horus este ucis de set. Și uh, ISIS. Uh, uh, cred că am făcut aici o greșeală. Osiris este ucis de Set. Și Iisis uh, îl naște pe Horus, uh, mă rog, dintr-o bucățică rămasă din Osiris, e un fel de clonare. Uh, Set uh, pleacă în Canaan în... și acolo Set are doi copii, Iuda și Ierusalim este o legendă pe care ne-o povestește Plutar. Este foarte interesant că Set este o persoană importantă în istoria biblică. Set este înlocuitorul lui Abel. În timp ce în mitologia egipteană Set ajunge sinonimul diavolului. Îl vedeți acea imagine, dacă țineți minte, din imagine egiptene cu bot și cu urechi mari sau coarne, este Set. Uh, și uh, voi vorbi puțin despre această imagine în oglinda lui Set la egipteni și uh, la evrei. Dar ce este că la uh, Set el inventează pe Deavol pe baza lui Set, în timp ce ev, pentru evrei Set este uh, uh, părintele omenirii după voia lui Dumnezeu, în timp ce Cain este părintele acelei omeniri din care face parte și Egiptul, și Fenicia, și Babilonul, uh, mă rog, civilizația uh, păgână. Acum mă întorc la istoria mea. Deci, Hicks și pleacă și înființa Ierusalimul. Atât, e, atât e, e, Iosefus, cât și Manetos sunt de acord cu aceasta. Hicks fiind în Egipt, e, se închină la Panteonul Egiptean, nu la IHOVA, în niciun caz, dar îl aleg pe Set ca divinitatele care se închină. Și de aici conflictul mitologic, care reflectă, de fapt, un conflict istoric. Însă, după izbânerea Hixosilor, uh, Manetul ne spune că a avut loc o altă istorie, mult mai interesantă în Egipt. Anume, în Egipt, uh, un, un faraon numit Amenophis, care exista în realitate, bunicul lui Tutankhamon. Amenophis a vrut să-i de pe zei. Și uh, uh, un un a spus că nu poate vedea zeii decât dacă curăță Egiptul de leproși. Uh, uh, pe vre la sfârșitul epocii bronzului a existat o epidemie de lepră în tot Orientul Mijlociu. Lepra apare foarte des în Biblie. Însă arheologia a arătat, mă rog, analizând oasele morților, că a existat o epidemie de lepră, uh, care de, proporții, de proporții biblice, să zic așa. Apocaliptice. Țara care a fost scutită de această epidemie a fost Egiptul. Și de ce a fost scutită? Egiptul a avut uh, reguli foarte stricte cu privire la relațiile cu străinii. Dacă țineți minte pe fiul lui Iosif, i-a trimis delta Nilului. Și, în general, evrei, e, egiptenii se țineau departe de asiatici. Uh, gând, uh, amintesc că această epidemie a avut loc în special în Orientul Mijlociu. Uh, și uh, egiptenii se țineau departe de aceștia. Egiptenii aveau o regulă foarte strictă de higienă, au fost primii care s-au circumcis. Un egiptean își rădea capul și barba și părul de pe corp se pare. Egiptenii nu se îmbrăcau decât după ce se spălau și totdeauna cu haine curate. Hainele erau foarte, foarte fine. Un aspect care a scandalizat pe evrei și care îl comentează, încă astăzi creștinii conservatori este faptul că egiptenii aveau o ținută care era scandaloasă pentru evrei, o ținută extrem de lejeră, poate comparabilă cu felul cum se umblă vara, să zic, pe căldură într-o într metropolă apusiană din Europa sau din America de Nord, pantaloscuri și t-shirt, dar ceva mai sumară, bineînțeles. Și toate aceste măsuri stricte de higienă pe lângă ma acel machiaj albastru, deci egiptenele păcătoase se își vopseau pără cu albastru, dar acea vopsea albastră, de fapt, era o cremă care proteja ochii de o infecție epidemică de ochi care circula în Orientul Mijlociu. Ca tare, egiptenii au reușit să rămână un popor sănătos. Într-o perioadă în care a existat o degenerare biologică foarte puternică în Orientul Mijlociu și e, între popoarele semite, bineînțeles, ca și celelalte popoare din Orientul Mijlociu. Așa că în Egipt era în acea perioadă o imigrație foarte puternică dinspre Asianică. În templul Hacepsut există o inscripție care ne spune că uh, 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 imigranții din Delta Nilului, din ceea ce numește în Biblia Ținutul Goșen, Goșen e nume arab, deci pe vremea ce nu se ținea uh, Ținutul Goșen, Ținutul Avaris, imigranții din zona cetății Avaris și Delta Nilului au da totul peste cap, au creat un haos, au răsunat totul, fiindcă au răspândit boli. Erau foarte multe boli de piele și lepră în special. Și aceasta era pusă pe seama emigrației. Aș vrea să dau un exemplu din timpul nostru, să zic că există comentatori de extremă dreaptă în Statele Unite care spun că Ebola a fost adusă de imigrați ilegali și că a fost adusă intenționat sau că Obama a dus intenționat imigrații ilegali ca să aducă Ebola. E un alt exemplu și mai, și mai, uh, și mai uh, deja vu, dacă este, uh, când virusul de SARS s-a răspândit din, uh, de la Mecca venind, deci uh, luat de la Cămile. Uh, în Statele Unite a ajuns prima oară. Uh, uh, musulmanii au spus că aceasta este o conspirație apuseană ca să fie ei acuzați de acest virus și că nu se ia de la Cămile și au început să se Cămile în mod sfidător, ca să arate. E, și bineînțeles că asta n-a făcut altceva decât să întărească simțămintele anti-islamicele și anti-imigrație în, în cercurile conservatoare din America și din Europa. E, deci o situație asemănătoare este în, 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 în Egipt. Imigranții veniți din Asia, cum sunt fiul Iacob sau Iacob, mai puțin Iosif, care s-a ras și, și a făcut s-a aranjat ca un egiptean. Nu acceptă ținuta egipteană, nu acceptă ideea să-și radă bărbile, să-și radă capul, nu acceptă ideea ca femeile să fie neacoperite, nu acceptă ca femeile să poarte rochii transparente fine sau să se dea cu albastru la ochi și nu acceptă ca bărbații să umble cu bustul gol și să li se vadă pulpele pe stradă, pentru că toate acestea pentru ei sunt abominabile. Uh, și ca atare există simțăminte foarte puterice ale egiptelor împotriva imigrației din Orientul Mijlociu. Dar ca să continuă ideea așa cum o spune Maneto, uh, Faraonul Emanofis uh, adună toți leproșii, număr de 80 de mii, și cu preoți cu tot. Printre ei sunt și preoți. Nu ni se spune dacă acești preoți erau fost trimiși ca să slujească leproșilor religios sau erau ei înșiși leproși. Dar acești leproși sunt adunați și trimiși să lucreze în o de piatră. Scribul cu pricina, care de fapt e o persoană, o persoană istorică, îi spune lui Amenofis, sau Amenhotep, cum vreți să spuneți, că din cauza că a trimis leproșii să lucreze în carre de piatră, iarăși eu un deja-viu din, din exodul aici, zeii vor pedepsi Egiptul. Și timp de 13 ani, leproșii vor, vor, vor domina Egiptul. Așa că uh, scripul să dă scrisoarea lui Amenofis și să simnucite, este o dramă aici, foarte aproape și experiană și uh, blestemul se împlinește. Uh, de teamă ca, dacă este ca, de fapt, o tragedie greacă în care destinul nu poate fi evitat. Dorind să evite această pedeapsă, Amenofis uh, is, uh, îi lasă pe liber pe lebroș, însă îi duce într-o cetate avaris. Cetatea Avaris se va numi Ramses mai târziu. Este numele vechi al Ramses, este Avaris. Și iarăși avem deja viu din Exodul, pentru că uh, ni se spune Exodul că evreii au făcut cetatea, uh, Ram, cetatea Ramses. Trebuie și Avaris. Și acolo uh, ei își aleg uh, conducătorul, un preot numit Ozarfis. Ozarfis uh, se pare că este el însuși lepros, sau nu este lepros și este doar conducător ale leproșilor. Dar cert este că el este conducătorul leproșilor. Și o să îi cheamă pe Hixos să vină înapoi și să se unesc cu Hixos și împotriva Egiptului. Mai departe ne spune Manetos că acest ozarfis s-a creat o religie nouă, în care tot ceea ce era sfânt la egipteni devine sacrilegiu. Și tot ceea ce era sacrilegiu la egipteni devine sfânt. De exemplu, la egipteni, era, la egipteni trebuia să-ți barba, să ai un cioc doar. La zarfis, nu aveți voie să-ți lați colțurile bărbii. Da? La egipteni, femeile să facă albastru, la evrei este păcat. La egipteni, berbecul și boul sunt, sunt, animale sfinte. La, la, la oamenilor zarfis, aceștia sunt jerfiți și mâncați. Și ni se spune că Ozartiș i-a îndemnat, îndemnat pe lepros să mănânce, tot ce, ce, toate animale sfinte ale egiptenilor și în același timp să le să uh, uh, respecte ceea ce egiptenii respingeau. Deci este un fel de antireligie uh, sau o religie anti-egipteană. Leproșii împreună cu Hixos și cu Ceres tot Egiptul. dărâmă toate templele, dărâmă toți idolii. Uh, aduc uh, o, 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 o criză teribilă în Egipt Uh, egiptenii se refugiază în nord, iar uh, leproșii profanează și instaurează o dictatură a leproșilor, mă rog, prima uh, formă a dictatorii proletariatului, dacă vreți, prima revoluție a unei subclase uh, care ia, ia puterea, uh, condusă de Ozarfis, uh, împreună cu Hixos și care au forța militară. Și uh, rezultatul este că în Egipt uh, apare o plagă. O epidemie teribilă de lepră. De fapt, alți autori, e, egipteni și romani, sunt circa 12 autori egipteni și greco-romani care coroborează această istorie. Toți referințele la izvoare egiptene, vechi, care nu mai sunt accesibile. Dar e, unul dintre ei, dacă nu mă înțeleg, și-l cred, spune că, e, că în drumul lor e, spre Egipt, și au, au ocupat au asediat o cetate, o leprozerie siriană și au luat pe toți leproșii și i-au adus în Egipt. E un fel de, 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 de uh, terorism uh, biologic, să zic așa. Dacă țineți minte de la istorie Vlațepeș, trimitea leproși în rândul turcilor sau când izbucnea ciuma într-o citate asediată, erau catapultate cadavrele ciumaților în tabăra uh, străină. Deci acest, uh, acest mod de a face război biologic, Trimițând leproși sau ciumați în tabăra dușmană, era foarte, foarte practicat, dar și au adus, se spune, leproși în, în Egipt. Și leproșul, Egiptul a, 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 a căzut sub o plagă. Acum, gândiți-vă puțin că plăgile, de exemplu, din Exod, sunt bol de piele și sunt păduchi, sunt anumite lucruri care țin de infestare și de germeni și lipsă de higienă și așa mai departe. Dar toate acestea s-au răspândit timp de 13 ani, leproșii au dominat partea inferioară a Egiptului. În sfârșit, după 13 ani, Ramses, care are o legendă foarte interesantă, Ramses. Ramses nu este de, de neam regal, dar legenda, mitul spune că lui l-a scos într-o peșteră în timpul dictaturii leproșilor și după el fiind de fapt fiul lui Faraon, și după aceea s-a dus și a luat conducerea Tebei și a venit cu armată și i-a izgonit pe leproși. Acum e interesant că această istorie o spune evreie despre Moise. Mamă l-a ascuns, dar este invers. Moise este de neam, Moise nu este de neam regal. Se crede că e de neam regal, dar de fapt el este evreu. În cazul Ramses, el este de viță, de faraon, dar nu se știe că e de, de faraon, fiindcă mama lui l-a ascuns. Uh, cert este că uh, istoria coșulețului de parpul al lui Moise e mai rechă cu de ani decât Moise. Este istoria lui Sargon. Și se pare că este argumentul pe care l-au avut evrei ca să că că Moise nu a fost egiptean, ci a fost evreu. Pentru că uh, și fetele preotului din Madian au avut în el un egiptean și toată lumea vedea în el un egiptean și numele era Mo Moise, Mose, uh, însemna feu și e nume egiptean. Dar, ca să merg mai departe, uh, 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 Ozarfis, uh, Hixoșii sunt izgoniți și leproșii sunt izgoniți. Și începe exodul leproșilor. Și uh, Apio, nu Maneto, Apio spune că, de fapt, numele evreu înseamnă lepros. Bineînțeles, este aici o chestie antisemită și E dorința de a-l de ataca pe Iosefus. Manetul nu spune așa ceva, se pare. Însă, cert este că ideea de a identifica evreul sau asiaticul cu o, cu o subclasă, termen generic fiind lepros, care le-a dus lepra, probabil că nu este chiar nu este inventată de Apion. Însă, fi se schimbă numele și devine Moise. Și aici e ceva foarte interesant. De ce? Pentru că Manetos scrie cam puțin după anul 300 înainte de Hristos, când se știa puține despre evrei, evrei nu se afirmaseră, evrei s-au afirmat pe scena politică pe timpul Macabelor mai târziu, în secolul 2, un secol mai târziu. Și nici septuaginta nu fusese tradusă, deci nu avea la dispoziție niciun singur izvor evresc. Însă Ozarfis se bazează pe documente care sunt cel puțin o de ani mai vechi decât perioada în care scrie. Și Uh, uh, o spune, uh, uh, Manetul spune că și-a schimbat numele în Moise și a condus evrei în exod și evrei s-au dus în, uh, uh, nu e evrei, mă scuzați, leproșii, exodul leproșilor și leproșii au fost goniți în uh, Palestina. Acum vrește că Iosefus uh, respinge această idee și uh, argumentul Iosefus este că cel obis cu plăgea au fost egiptenii, nu evrei. Uh, și voi comenta asta puțin mai târziu. Însă, uh, 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 sunt câteva aspecte uh, destul de tare ale istoriei lui Maneto, pe care Iosif nu le poate contrazice. Și așa cum am spus, uh, cei mai mulți istorici clasici, Strabo, Tacitus, Plutar, acceptă ideea, în variante diferite, ideea exodului le leproșilor. Că exodul evreilor a fost de exodul leproșilor. Uh, Creștinii e că n-au citat ideea aceasta și nici ideea că Moise este egiptean. Însă aș vrea să trec de partea cealaltă a acestei istorie, de partea istoriei cum este relatată de Vechiul Testament. Un lucru foarte interesant care apare în Vechiul Testament este că motivul lepre apare foarte des. De exemplu, Moise, mâna lui se face leproastă și apoi se vindecă. Toiagul pe care îl aruncă devine șarpe și apoi devine iar Acum semnul preotului egiptean era un toiac în formă de șarpe, știm acest lucru. După aceea, ceea ce sare la ochi în istoria exodului este toate acele măsuri igienice. Practic, cultul a, a, inițiat de Moise în exodul este un cult higienic. A, ideea principală este separarea leprosului de tabără. Leprosii sunt lăsați să moară în pustie. Cine are lepre este imediat scos din societate, lăsat să moară în pustie. Normele de higiene devin foarte stricte, și este impusă circumcizia, și spălările rituale sunt obligatorii, orice semn de lepră trebuie investigat imediat și cel care este lepros este necurat, este scos afară din tabără. Ne amintim aici de cazul Mariei, a care față s-a făcut albă datorită leprei și imediat a fost izolată. Deci, toată această obsesie al leprei, precum și afirmația din Exodul că multă popor de adunătură a venit cu, cu, ei. Ne arată că din Egipt au plecat mai multe clase și printre altele se pare că leproșii erau una dintre clase și unul dintre misiunile Exodului a fost, sau a, a sejurului în pustie, a fost aceea de a curăța tabăra de leproși. Bun, dar, așa cum am spus, uh, scritorii creștini au cumpărat această idee. Uh, ideea a fost, uh, oarecum, ideea că Moise a fost egiptean, a fost redescoperit în timpul renașterii. Când uh, uh, filozofi greci veniți din uh, Bizanț după căderea Bizanțului au adus, uh, uh, așa zis, învățătură hermetică uh, care se presupunea că vine de la Hermes, care este dinaintea lui Moise, de care a învățat și Moise a dus-o în, în, în Italia și Michelangelo și Da Vinci în anumite picturi criptice pe care le-a făcut și anumite simboluri esoterice se dovedesc puternic influențați de hermetism. Renașterea nu putea să atace direct teocrația creștină, dar ideea că Moise a învățat de la cineva dinaintea lui și că există o învățătură din care s-a hrănit și Moise și Plato și egiptenii și grecii și evreii a fost foarte popular în timpul Renașterii și a devenit și mai popular în timpul Egiptului. Când Moise egipteanul, Moise ca preot egiptean, a devenit un simbol al unității vestului, al unității tradiției e, iudaice a Bibliei și tradiției grecilor. Și asta a fost foarte important în iluminism. Sim Până când Champollion a, a descifrat piatra de la Rosetta în 1812 și a început să fie acces la, la scrile e, egiptene, și atunci n-a fost găsit nimic de Hermes și uh, n-a fost găsit nimic nici despre istoria lui uh, spusă de Maneto în arhivele egiptene. Au fost găsit altceva. Ce a fost găsit este faptul că Hixos și au existat și au fost izgoniți și Hacepsut a existat și uh, uh, egiptenii au șters de pe stele și de pe toate monumentele numele Hixoșilor și numele faraonilor hixoși din istoria lor, Așa că nu știm cine a fost. Izvoarele sunt foarte vagi aici. Istoria lui Iosif se pare că se referă la infiltrarea hixoșilor, dar egiptenii au preferat să uite acel capitol din istorie. Și, în același timp, din perioada exodului, de fapt, nu avem nimic spus în izvoarele egiptene despre care le avem acum. Acum, ce aș vrea să spun, nu este exclus că aceste izvoare să fie existat și probabil că au existat. Dar să nu uităm că biblioteca de la Ierusalim a fost de la musulman din Alexandria, a fost arsă odată numele lui Hristos și a doua oară numele lui Mohamed. Așa că uh, am pierdut cele mai multe dintre de vechi ale Egiptului. Însă uh, ceea ce s-a descoperit totuși este că a existat o revoluție monoteistă în uh, Egipt în perioada pe care manetul o indică ca fiind Revoluția ale Proșilor. Și această Revoluție a venit de sus în jos, de la fiul lui Amenofis, care este Akhenaton. Și Akhenaton a uh, stabilit un cult monoteist uh, și a dărâmat toate monumentele și a desecrat toate templele uh, păgâne, toate templele politeiste și a uh, interzis orice cult politeist. Uh, bineînțeles, cu persecuție. Lucru interesant este că Akhenaton uh, a rămas în uh, câteva uh, basoreliefuri și frește, așa cum a rămas și fiul său uh, Tutankhamon. Și ce e interesant la această familie, că este foarte deformată. Este clar că suferă de o boală. Deci, uh, în general, opinia este că, uite, că egiptenii și idealizau faraonii, dar Akhenaton a fost mai realist. Uh, ar fi provat o artă mai umană și mai realistă dar se pare că de fapt toată familia lui Akhenaton era bolnavă, suferea de o diformitate e, fizică. Și aici iarăși ne, ne duce cu gândul la revoluția ale leproșilor. Însă Akhenaton a provocat o revoluție violentă monoteistă care după aceea e, Tutankhamon a reversat-o. Dar Tutankhamon a murit de o moarte misterioasă și apoi a venit Ramses la putere. Și în această perioadă, numită perioada ereziei amarnă în, în istoria egipteană, în această perioadă este, exact această perioadă este perioada în care atât Manetos cât și alți scriitori vechi așează exodul leproșilor. Acum, arheologia aici nu prea are multe de spus, nici istorografia și unul din motive pentru care nu putem într-adevăr să verificăm spusele lui Apion și al lui Maneto este că biblioteca din Alexandria a fost arsă, iar uh, perioada lui Akhenaton, uh, ca și perioada Hixosilor, a fost ștearsă din istoria egipteană. Uh, însă, aș vrea să vorbesc despre alt tip de arheologie. Uh, Scriitorul Thomas Mann, el însuși uh, cu adn evreu și german în același timp, în cartea Iosif și frații săi, începe cu o frază adâncă este fântâna trecutului. Și începe istoria lui Iosif. Iosif care aude istoriile de la părinții săi, despre Avram, despre Isaac, despre Iacob, despre, mă rog, sau despre toate, toate istoriile patriarhilor. Dar ce este interesant, că e o viziune de ocean. Iosif nu știe exact cine au fost aceștia, nici când au avut loc. Ei sunt identificați cu uh, cele trei generații antecedente sau cele câteva generații antecedente, este dovedit că la 40 de generații memoria colectivă începe să uite și să amestece lucrurile. Așa că toată acea istorie biblică din Geneza, Iosif și-o amintește, Iosif o cunoaște din povestiri, dar este o confuzie. Trecutul este o fântână din care scoți apă, dar nu știi cât e de adânc niciodată. Nu știi cât, cât e de mare e volumul de apă, cât e de adâncă furtuna. Tu ai, tu ai, contact doar cu suprafața. Și această suprafață este memoria culturală. Ideea aceasta a lui Thomas Mann nu este al lui Thomas Mann, de fapt, este lui Sigmund Freud. așa cum știm cu toții, a fost evreu. Și Sigmund Freud a, a, spune la, la bătrânețe, a scris o carte numită Moise și monoteismul. Și a, Uh, Sigmund Freud pleacă de la ideea că mai se sunt egipteană. Dar scopul lui Sigmund Freud uh, în această carte este să rezolve o problemă personală. Freud uh, se întreabă ce este sufletul de evreu. Pentru că el este un evreu și este total nereligios, nu are treabă cu sinagoga, nu are treabă cu religia, n-a fost bar mitzva, dar totuși este evreu și el simte că e evreu. Și frește că Freud nu e atât de prost să creadă că există o diferență biologică între evreu și german. Cartea lui este scrisă chiar înainte de ridicarea nazismului în Germania. Dar Freud, sau în timpul ridicării nazismului în Germania, de fapt, mai, mai precis. Dar Freud, cum se știe, este psihanalist. Și o anumită teorie, anume teoria traumei uitate. Freud consideră că o obsesie compulsivă, un comportament obsesiv-compulsiv, care constă în a repeta mereu și mereu același lucru în anumite ritualuri care se repete mecanic în viața omului. Și Freud observă că religia are foarte multe în comun cu o nevroză obsesivă, în sensul că mereu și mereu același ritual, același fraze sunt spuse. Deci lui Freud este aceea că o astfel de nevroză se dezvoltă dintr-o traumă care a fost ștearsă din aminte, a fost reprimată în memoria ei. Și ca să înțelegi această traumă să o rezolvi, trebuie să știi care este acel eveniment uitat. Or, Freud spune că există un, un inconștient colectiv și că în inconștientul colectiv al evreilor există o traumă pe care au reprimat-o, că există o memorie reprimată. Și teoria lui Freud este că Moise a fost un egiptean și a fost un preot al lui Akhenaton. Moise, să, Freud, admiră pe Akhenaton, îl opune politeismului care divizează omenirea, Akenaton este monoteist, cred într-o singură zeitate, Aton. De asemenea, crede că Adonai de la evrei vine tot de la Aton. Psalmul 104 se găsește și în Biblie, dar și face parte dintre foarte puține texte rămase din cultul Akenaton și, și, din cultul Aton. Și este un nim dedicat lui Aton. Și aici este un argument foarte puternic, dar probabil că sunt și altele, fiindcă s-au pierdut psaltirea lui Akhenaton s-a pierdut, dar psalmul 104 face parte din Psalterea lui Akhenaton, deci Freud are aici un argument. Și bănuiala mea că și psalmul uh, 19 face parte din aceeași categorie. Însă, hai ca să merg uh, mai departe. Uh, Freud consideră că uh, Moise a ieșit din Egipt după căderea lui Akhenaton, Moise i-a învățat pe evrei monoteismul. Și Freud arată că fraza Eu sunt cel ce sunt, tradusă în ebraică, în greacă, ego e mihoon, este prea ontologic, este argument ontologic al lui Ansel de Canterbury, al lui Pitagora, dacă vreți, al lui Plato, nu putea să vină, să fie emanația unui trib primitiv și în niciun caz a care au o religie tribală primitivă. Așa că el crede că Moise i-a adoptat pe evrei să învețe și a plecat cu ei în pustie spre Canaan, după căderea lui Akenaton, ca să continue revoluția monoteistă, dar că a luat cu el și o gardă de corp leviții, disciplinați, militari, un fel de SS, să zic așa, al lui Moise. Ca să fac istoria scurtă, evreii se revoltă și-l omoară pe Moise și își aleg un alt preot care este fiul lui, sau genelul lui Ietro, sau poate chiar Ietro, un preot madianit al lui Iahve și adoptă o religie primitivă și violentă, a cultului Iahve. Dar în cele din urmă, leviții reușesc să obțină un compromis și cele două religii, religia lui Aton și religia lui Iahve, se combină și cei doi Moise se combină într-o singură figură legendară. Trauma sau vinovăția constă în faptul că l-au pe Moise. Asta este teoria lui Freud și este Freud, mă rog, e psicanalitică. Este interesant, dar cu siguranță că este o speculație. Există însă Egipt și Thomas Mann însă pleacă pe același principiu, anume că la suprafața memoriei colective se află ceea ce, anumite resfrângeri, anumite flashback-uri ale trecutului, pe care nu le putem pune împreună, dar Trecutul este inaccesibil, este, fântâna trecutului este adâncă și Thomas Mann clar că interpretează istoria biblică a Genezei și a ex Exodului ca referindu-se la o astfel de istorie care este în subconștientul colectiv, ca o fântână adâncă, așa cum a fost o Freud, -right, iar noi avem acces doar la suprafață care e memoria colectivă și care constă în legende, în mituri și așa mai departe. Există un egiptolog contemporan, de fapt cel mai... Cel, se pare nu una dintre autoritățile ce mai uh, solide în egiptologie, ci cel mai mare expert în egiptologie germană, Ian uh, Asman. Și Ian Asman uh, uh, a venit cu o teorie inspirată de Freud. Numai că Asman consideră că uh, există o traumă în istoria vestului, o traumă uitată, reprimată. Și această traumă a împărțit vestul în două clase. În, în, să zic, evreu și, hai să zic, goim, da? Să nu zic arian. Cert este însă că această traumă, el lasă la o parte evreii, se ocupă de egipteni. Și arată că egiptenii au avut o astfel de traumă pe care au uitat-o. Dar această traumă a fost păstrată în mituri și istorii, cum ar fi exodul leproșilor. Și trauma aceasta a fost în timpul domnului Akenaton. Când a avut loc și o plagă puternică, dar și o teroare de Kranjou de Achenaton împotriva politeismului. Care este lui Asman? Asman consideră că, de fapt, cuvântul politeism este impropriu. Că religia care a, 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 a caracterizat lumea antică, la sfârși, începând de la sfârșitul epocii bronzului, până la sfârșitul lumii clasice, N-a fost politeism, ci cosmoteism. Ce este cosmoteismul? cosmoteismul? arată, fiind un arheolog și un egiptolog și un filolog și, mă rog, echipat cu, toate, cu tot ce trebuie pentru asemenea analiză, Azman arată că uh, uh, ceea ce caracterizează lumea veche, începând de, 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 din mileniul III, ce caracterizează izvarile uh, sumeriene și asiro-babilonene și egiptene, și apoi lumea greco-romană, toată lumea mediteraneană, este faptul că numele zeilor se putea trage dintr-o limbă într-alta. Deci, ritualele erau diferite și miturile erau oarecum diferite, dar semantica era aceeași. Așa că o zeitate numită Artemis într-o. Într sau să dau un exemplu care e mai popular, zic ceea ce numim Jupiter într-o la roman, este Zeus la greci și este iau la evrei, iau fiind Iahve. Asta era opinia autorilor clasici pe care mi că evrei nu o împărtășeau. Deci, ceea ce caracterizează cosmoteismul este o multitudine de zeități. Dar numele acestor zeități se traduce dintr-o limbă într alta. Deci este acest lucru important? Este important pentru faptul că relațiile diplomatice și comerciale între diferite cetăți și state au la bază jurăminte făcute numele unui zeu. Și faptul că un zeu se poate trage dintr-o limbă într-alta și că, în ultima instanță, anticii recunosc că au un panteon comun, care implică ritualuri diferite și anumite mitologii diferite și nume diferite, dar este același panteon, în ultima instanță. Faptul că deci, anticii au acest caracter translabil al, al panteonului face ca un jurământ făcut în numele unui zeu să fie valabil pentru ambele părți, chiar dacă în limbi diferite. Și aceasta duce la o unitate a lumii antice. Chiar dacă Asma nu idealizează și recunoaște că sunt conflicte și sânge, totuși există o unitate a civilizației bazată pe acest cosmoteism. Și mai mult de, decât atât, în ultima instanță, acest cosmoteism încetul cu încetul duce la un consens, că există un singur Dumnezeu, dar acest Dumnezeu este imanent în creație și imanent în sufletul omului. Nu este un Dumnezeu transcendent ca al evreilor. Revoluția monoteistă, spune Asman, pe care a adus-o Akenaton. Și e posibil, spune Asman, ca Akenaton să fie Moise. Și e posibil ca Moise să fie un preot al Akenaton. Cert este că... Uh, uh, Ideea exodului leproșilor și a revoluțiilor leproșilor este susținută puternic de de dovezi arheologice care arată că Lebra, așa cum am spus, era pandemică în Orientul Mijlociu, dar mai ales de izvoare egiptene care au spus că a existat o plagă în ultima parte a domniei lui Akhenaton. Și uh, uh, ne explică că cei treci ani a domniei lui Akhenaton uh, al, monotei, al, domniei monoteismului au fost foarte traumatice. Mai întâi pentru că au distrus toată baza ordinii sociale. Fiecare oraș se închina la un, la un anumit panteon și statuile zilor au scoase periodic și plimbate în procesiuni pe străzile orașului. Asta dădea identitatea cetățeanului respectiv. Acestea au fost luate. În mintea oamenilor asta înseamnă prăbușirea ordinii cosmice. Și această prăbușire a ordinii cosmice, este uh, păstrată în istoria celor șapte plăci. Însă mai mult decât atâta, uh, uh, Akhenaton susținea că numele și familia lui au viața veșnică. Așa că egiptenii care credeau în nemurire și credeau că urmându-i pe zei în procesiuni, de fapt ei se pregătesc pentru viața viitoare. Știm cu toții că viața viitoare era foarte importantă în teologia egipteană. Egiptenii, dintr-o dată, simt că li se ia speranța de nemurire, deci li se ia speranța pentru viața viitoare, li se ia, uh, practic, baza ordinii sociale și cosmice. Dacă nu mai plouă, dacă lucrurile nu merg bine, e clar că din cauza că zei au fost înlăturați, uh, statul au fost derămate, temple au fost profanate, preoții au fost omorâți sau trimiși în exil, sau închiși sau au fugit în nord. Uh, unele statui ale zeilor au fost luate și duse în nord și ascunse în nord. Akhenaton are o domnia teroarei, mai mult decât atât, Akhenaton folosește hixos, folosește asiatici, folosește leproși în teroarea lui. El nu se pare că este lepros sau are o boală de piele, ceva, are un corp foarte diform. dar mai este o problemă. La sfârșitul lui, domnilor Akhenaton izbucnește plaga, izbucnește plăgile. Și acestea sunt niște boli care infecțioase, care distrug practic populația egipteană sau o puținează foarte mult. Deci este un dezastru, este sfârșitul lumii pentru egipteni. Și salvarea vine din, din nord cu Ramses, iar leproșii și monoteiștii sunt goniți. Și ceea ce se întâmplă este că este reinstaurat cosmoteismul, dar apare o problemă aici, monoteismul. Care este sensul monoteismului? Azi mă spune că esența monoteismului, așa cum este practicat de Akenaton, și este interesant aici o legătură cu monoteismul biblic, când faraonul Neco îi spune lui Iosia, Dumnezeul tău m-a trimis împotriva oștirii acestei, așa că nu te ajeza în fața mea să nu te distrugă Dumnezeu. Și Iosia n-a ascultat cuvintele lui Neco care veneau de la Dumnezeu. Așa oarecum Neco vrea să spune, vezi că eu sunt încă un închinător al lui Aton, ca și tine. Dar, închizând această paranteză, este o idee foarte profundă a lui Asman. Ceea ce caracterizează monoteismul biblic este că numele lui Dumnezeu nu poate fi tradus în altă limbă. Deci, dacă ideea monoteistă la egipten este eu sunt cel ce sunt, este un argument ontologic, și dacă ideea monoteistă, până la urmă, la greci și la romani, este unul, este o divinitate transcendentă, care însă devine imanentă atât în zei cât și în oameni și în animale și în univers, uh, uh, Dumnezeul uh, lua a și al lui Moise, numai că total se prade creație. Dar Dumnezeul uh, lui Achinaton și al lui Moise este intraductibil. De fapt, el nici nu, nu nici nu poate fi rostit. Porunca spune să nu în deșert, numele Domnului. Cu atât mai păcătos este să traduci. Atunci când Epifanos a încercat să integreze cultural pe evrei și autor greci romane din perioada Imperului, care aveau aceeași problemă cu evrei, cum avem astăzi cu islamici, căuta să integreze în civilizația lor, au vrut să identifice pe Jehova cu Iao și să spună că Iao este Jupiter și este Zeus, dar evreii au considerat asta o, o blasfemie. Care este problema? Neexistând această traduc, uh, traductibilitate a numele a numelui, uh, lui Dumnezeu, din limba, cultului lui Akhenaton sau al lui moise, dacă vreți, în limba altor popoare. In, implicit există o ruptură în civilizația antică și ev, uh, să nu zic evrei, pentru că evreia par mai târziu prin secolul 6, 7, 8, ca etnie. Acest, acest, cult, mai întâi egiptean și apoi semitic, al lui Iahve și Adonai, al lui Adonai, Aton și Iahve, după aceea, este, de fapt, un cult foarte exclusivist. Și asta citează Talmudul Babilonian, care în capitolul despre sabat spune că în muntele Sinai vine de la cuvântul Sina, care înseamnă ură, și că pe Sinai s-a născut ura și explică rabinii că uh, este ura pe care goimi o împotriva evreilor s să de da legea. În același timp însă este ura lui Dumnezeu împotriva tuturor oamenilor exprimată prin poporul său. Așa că uh, monoteismul implică o atitudine uh, comparabilă cu jihadul pe care uh, 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 evrei numesc Herem. Și heremul îl știm cu toții și din Exodul și din, și din Judecător și din Iosua și din Samuel, întâia Samuel, anume heremul însemnează distruși totul. Distruși bărbați, distruși femei, distruși copii, distruși animale. Nu-l lași nimic în viață. Deci acest herem este atitudinea monoteistă care nu privește celelalte religii ca pe religii false, ci le privește ca pe religii care trebuie distruse. Și implicit societatea având o bază religioasă, cosmoteismul care creează o, o bază a unei comunități internaționale, dintr-o este amințat de o religie care nu recunoaște această comunitate internațională, ci creează o ruptură între cei care se închină Dumnezeului intraductibil Iahve Adonai și uh, restul uh, rostul uh, omenirii care se închină la alzei și restul omenirii sunt dușmani care trebuie nimiciți. Așa cum a făcut Dumnezeu la Potop, de exemplu. Ați mai arată mai departe și se întoarce la afirmațiul lui Manetos că cultul de la Avaris a fost o inversare a cultului egiptean. Și arată că, de fapt, acest cult monoteist implică o inversare a valorilor. Tot ceea ce este de valoare sau sacru în lumea, în lumea cosmoteistă lumea goimă, lumea păgână, să zic așa, tot ceea ce este devine blestemat, devine necurat, devine dat nimicire, devine herem, dat pentru nimicire la poporul lui Moise, orice ar fost ei, că probabil au fost o amestecătură. Și tot ceea ce este rău la Egipten mai ales și la celelalte popoare, devine bun la, la ei. Deci este o anticultură și o antireligie. Și e, pentru prima oară se naște intoleranța, fiindcă, ce spune Asman, politeiștii, e, în general, era fiecare cu zeul lui, dar cosmoteiștii, care recunoșteau comunitatea internațională, că Panteonul este internațional, nu erau intoleranți. Diferitele zeități erau tolerate, pe când monoteism este intolerant. Așa că monoteismul grec sau egiptean, care a fost înainte de Achenaton, pentru că egiptenii au crescut într-un singur Dumnezeu care se manifesta în diverse zeități și oameni și animale și așa mai departe. Acest monoteism imanent uh, era tolerant. Monoteismul transcendent al lui Yahweh este intolerant. Cele distrugerea uh, totală. Acum uh, ce spune Asman, uh, mergând pe numărul Freud, este că în istoria omenirii există o traumă care este uh, dată nu atât de nașterea monoteismului iud uh, iudaic, care Vine mult mai târziu. Este, de fapt, este de fapt o, o, un efect sau este o consecință mai târzie a exodului. Și nici măcar a exodului, ci, în primul rând, a domniei lui Achenaton, care a avut loc chiar în centru civilizației de atunci și a afectat toată lumea civilizată, este o traumă care a fost uitată, a fost reprimată. Amintea lui a creatura a fost ștearsă și a fost umplută cu diverse mituri. În principal, mitul conflictului între Set și Osiris sau Set și Horus, eventual. Și acest mit al conflictului între Set și Osiris, interesant că uh, uh, acest uh, model fundamental, hai să găvim cuvântul mit ca unii. Uh, această narațiune fundamentală, Cain și Abel, în care Cain este agricultor, este Osiris. Abel, este locuit de set și este păstor uh, uh, Abel set este cel bun și Cain este cel rău și Cain creează civilizația urbană și revoluția epocii bronzului și inventează agricultură și inventează urmașului Tubal Cain inventează instrumente de cântat și metalurgia bronzului și apoi a fierului și așa mai departe și știința uh, epo epocii bronzului uh, în, în timp ce dar este rău. În timp ce Set este cel bun și este păstor și sunatul Abel. În mitologia egipteană lucrurile sunt invers. Set este cel rău. Și Osiris, care este ziua agriculturii, uh, uh, Cain, cu alte cuvinte, este cel bun. Și care este părintele civilizației, este cel bun. Este, deci, uh, la egipten, uh, Set este diavolul. Și de aici, mitul pe care îl aveau în Antichitatea Târzie, grecii și romanii, că evrei se închină la un cap de măgar. Pentru că seamănă cu, cu set. Evrei, în schimb, nu se închină la set, dar le venerează pe set ca pe strămoșul adevăratei omeniri. Uh, că era omenirea împărțită în două. Omenirea lui set și omenirea lui uh, lui Cain sau a lui Osiris. Și între cele două există o incompatibilitate. Dumnezeu se pare că îi duce la potop pe Cainis, dar într-un fel sau altul renasc după aceea, prin ham, probabil, sau oricum ar fi. Cert este că Asman arată că există uh, această memă, ca să zic așa, în, uh, în memoria culturală a vestului și că fenomene ca, să zic, antisemitismul, uh, teorie conspirative cu privire la evrei sau reversul, uh, o anumită teorie conspirativă, nu numai a dar și a musulmanilor, sau altor monotești radicali, cum sunt secte puritane, ca adventiștii, să zic, de exemplu, sau Martul Jehova, sau mormonii, cu privire la lumea, care este rea și este puternic și vrea să o moare, și au originea în această traumă uh, uitată a apariției monoteismului. Acum, două aspecte uh, pozitive. Mai întâi, uh, un lucru extraordinar la exodul este, deci vreau să discut aspectele pozitive aici, pe care azi nu le discută, dar să pun acum aceasta într-o schemă teologică mai largă. Un lucru interesant la Exod este mai întâi că este într o revoluție. Este, dacă vreți, o revoluție marxistă. O subclasă, leproșii, se ridică și au puterea. Și bineînțeles că această revoluție este urmată de o domnia teroare în interiorul ei. Furia care l-a început, ca și în Revoluția franceză sau Revoluția din Octombrie sau la Mao, se îndreaptă asupra idolilor din afară clasă de mijloc, să zic, este apoi îndreptată dintr-o în teroare, în, în deșert. Exodul, cei 40 de ani în pustie, sunt oprați de teroare și de, de, nu numai de teroare, de, de genocid perpetuat asupra propriului popor de Moise, pentru a-l curăța. Și toate acele legi, care de fapt sunt îndreptate în Egipt, deci normele de higienă egipteană, începând cu circumcizia și spălările, toate acestea sunt foarte strict aplicate ca obligații religioase, și e, e, când ajung în Canaan, în, în Cantele are loc a doua tere în prejur, ca să e, o generație care n-a fost stată în prejur și așa mai departe, deci se pare că de fapt este o generație nouă și poate că este sânge nou venit între ei. Dar cert este că atunci când intră în Canaan, sunt, nu mai sunt leproși. Leproșii au murit, leproșii au murit în pustie. Gloata de adunătură a murit în pustie, sau a fost omorât mai, mai, precis. E o armată disciplinată, are o structură, are un guvern, are o religie organizată, are o ordine. O care Egiptului a fost dată la o parte. Nu mai sunt exodul proșilor, Sunt o tabără bine organizată, disciplinată, sănătoasă biologic, cu o cultură, cu o religie, care, de fapt, poate discuta oarecum de la egal la egal cu celelalte popoare acum. Și această izvoră nu mai este necesară. Sub acest aspect, Exodul a servit de model tuturor Revoluțiilor. Exodul a fost clar modelul lui Marx, dar a fost și modelul Revoluției Americane. A, a, această paradigmă a supraviețuit ca o primă Revoluție în care o clasă jos se ridică. Dar urmează sarcina cea mai dificilă, să zic Stalinistă, dacă vreți, ca această clasă să fie reeducată și curățată cu toate instrumentele terorii, pentru că altfel nu se poate și lucrul acesta nu, nu este deloc plăcut, bineînțeles, și poate nici nu este necesar. Dar există și un alt aspect aici. Este interesant că această diviziune a lumii între cosmoteism și monoteism, în care până la urmă a fost adoptat de evrei. Și ceea ce vreau să arăt eu este că de fapt nu a fost o emanație culturală a evreilor, ci mai degrabă a fost adoptat de evrei. El s-a născut în Egipt și probabil că au fost foarte puțini evrei între cei care au din Egipt, împreună cu Hixos și cu mulți egipteni și imigranți și leproși și așa mai departe. Dar cert este că evreii mai târziu, începând din, din perioada lui Iosia, mai ales, adoptă oficial ca ideologie și teologie națională acest model al exodului. Exodul înseamnă și mântuire. Și chiar Asma recunoaște că creștinismul de fapt a abolit această distincție, pentru că creștinismul are la bază abura a distincției între iudeu și neamuri și goim, între iudeu și grec. Și teologic creștinismul a unit monoteismul grec, filozofic, care de fapt este, este tolerant cu monoteismul iahvist. Mai mult decât atâta, Dumnezeul transcendent a fost suplimentat de Duhul Sfânt și de Isus, care sunt Dumnezeu imanent. Isus este Dumnezeu imanent în trup și Duhul Sfânt este Dumnezeu imanent în biserică, în omenire. Așa că este vorba, în sensul acesta, Asma spune că islamul este monoteism radical, în sensul în, sensul în care a fost Akhenaton sau Moise, dar nu creștinismul. Creștinismul, bineînțeles, a avut și el perioada lui de de revoluție monoteistă radicală, dar după aceea în perioada renașterii și a iluminismului s-a întors, să zic așa, la modelul egiptean și nu întâmplător și masonii și revoluția americană și renașterea și iluminiștii fac din Moise egipteanul părintele civilizației vestului. Deci Asman vede că este posibilă o vindecare a acestei traume și refacerea unității omenirii. Acum, există un deja viu în timpul nostru foarte interesant pe care aș vrea să-l subliniez. De exemplu, uh, referindu-mă la, uh, la loc, vitura de stat a Hicksoșilor, uh, ceea ce vedem în timpul nostru este uh, o formă nouă a capitalismului. Nu mai este capitalismul protestant. Uh, capitalismul protestant uh, sau confucianist, dacă vreți, în uh, estul Asiei, uh, sau conf, uh, Protestantismul iudaic, mai puțin, dar mai ales cel protestant și confucianist, a fost cea mai mare mașină de revoluție socială din istoria omenirii, care a creat cea mai puternică civilizație și cea mai decentă viață pentru oameni. Însă acest capitalism a fost locuit în ultimele decenii de un capitalism financiar, de speculație financiare. Și acest capitalism financiar ne aduce foarte bine aminte de Iosif, care cu speculație de bursă, de speculații bine gândite, distruge clasa de mijloc și sărăcește toată populația pentru a distruge puterea politică și a la puterea. Ori, și este interesant că acest nou Iosif, să zic, are și un puritanism sexual și este și foarte conservator social, dar mai mult decât atât, este în alianță cu monotismul radical. Monotismul radical, în timpul nostru, are două forme. Deci, vorbesc de Herem, distruge totul. Domnul la potop distruge totul, da? Sodoma și Gomora arde totul. Poporul evreu rade totul. Când iese din Egipt, distruge totul. Distruge uh, animale, distruge oameni. Hai, le să dă, dă voie să lase fetițele în viață. Dar când Saul a lăsat în viață animalele mai frumoase și pe Agag, uh, Dumnezeu mi-a dat a întreb legământul cu el. Iosif niciodată nu și-a pierdut, nu s-a închis harul la Iosif că l-a omorât pe Urie, că l-a luat -o pe Batșeba, că omorea sate întregi de bărbați, femei, copilul să a lăsat pe nimeni în viață. Era om după inima Domnului. Dar sau dacă l-a arătat pe Agag și a lăsat câteva animale cu viață, imediat Domnul a rupt legământul cu el. Deci asta este Herem, care este un jihad, jihadul exodului, mult mai sus decât jihadul lui Isis. Însă, la data aceasta, acest monoteism intolerant, agresiv, are două, două forme. Este o formă agresiv-pasivă. Cum se întâlnește în multe secte uh, neoprotestante. Și această formă agresiv-pasivă, și nu numai secte neoprotestante, și în multe secte conservatoare uh, în iudaism, la evrei. Și în uh, ce constă aceasta? Uh, lumea este privită ca un dușman. Toate valorile lumii sunt rele. Scrit, uh, literatură, artă, știință, civilizație, toate sunt rele o să vină Domnul și toate să de acolo. Vine Domnul, vine Domnul, vine Domnul, da? Și e, noi stăm și așteptăm să vină Domnul. Și e, nu suntem violenți, nu suntem agresivi. Violența este îndreptată în lăuntru împotriva noastră. Ca violența este îndreptată împotriva propriei noastre natură umane, pe care încercăm să o strivim. A copilor noștri, pe care încercăm să-i strivim de mici. Să nu joace cu mingea, să nu se uite la film, să nu se gândească la fete să nu facă o glumă, să nu râdă, să nu fie normale, să fie striviți. Și uh, lumea este rea și este această se între biserică și lume. Și în timpul nostru există aici în America, avem uh, adventiști inclusiv români care deja au început să fugă la munți să se ducă, să izoleze, să așteaptă să vină domnul și așa mai departe și ce caracterizează este totala izolare culturală, dar nu mai izolare, dușmânie culturală față de lume. Însă ei nu atacă va veni Isus și va arde lumea în foc, bineînțeles, și nicio problemă, nu, ne, nu, ne, o să o plângem că o să ardă în foc. Însă, noi suntem dușmeniți de lume, papa vrea să ne omoare, iluminații vor să ne omoare, baptiștii vor să ne omoare, guvernul vrea să ne omoare, acum nu suntem singuri, că sunt foarte multe confesiuni conservatoare, baptiste sau pentecostale care cred că guvernul vrea să ne omoare, și homosexuale vor să-i omoare și așa mai departe. Deci există această clasă agresiv-pasivă în același timp există o clasă agresiv agresivă asertivă și aceasta este islamul, care are un război deschis, chiar dacă se spune că nu e așa, că islamul e religia păcii, pace va fi în ultimul împotrivitor al islamului va fi omorât. Este are un război deschis împotriva civilizației pe care Asma Asman o numește cosmoteistă. În împotriva acestei civilizații cosmopolite, cu valori științifice și artistice și literare și umane, cu drepturile omului, cu demnitate umană, cu egalitate între secte, cu libertate individuală, există un război deschis al, al islamului, al monoteismului. Și e clar că monoteismul poartă mentalul lui Moise și al lui Aaron și uh, al lui Iosua în acest război agresiv împotriva uh, Egiptului Nou. Uh, în același timp, uh, este o alianță foarte stranie, cum am spus, între finanța mondială, între această elită financiară și această formă de monoteism primitiv și peste tot apar semne că una o ajută pe alta și nu vreau acum să mă bag în detalii, nu vreau nici să vin cu teorii conspirative, nici cu lucruri care sunt cunoscute de pe Wikileaks sau din alte surse, nu vreau să fac politica aici, dar știm că această conexie între capitalismul financiar și fundamentalismul islamic și cel fundamentalismul creștin puritanic în America, care are și insulele lui agresive. Deci trebuie să spun că există o formă de fundamentalism creștin care este foarte agresiv în Statele Unite, ca și cel islamic. Și această axă există și ne, ne, ne gândim la vremea când Iosif a luat tot greu egiptenilor și i-a dezbrăcat la os pe egipteni și i-a făcut pe toți sclavi, dar în era foarte puritan sexual, bineînțeles, și o condamna pe socialul lui Potifar și uh, firește că era în alianță cu Iacob și cu religia lui Iahve. Deci istoria se repetă. În același timp vedem un lucru foarte interesant. Există în timpul nostru un fel de revoluție ale proșilor. În ce sens? Uh, există o subclasă sau uh, o subclasă de clase marginalizate care, uh, 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 care Uh, uh, încetul cu încetul devine o tiranie în timpul nostru și care uh, uh, răstoarnă toate valorile, uh, valorile iluminismului. Identificând iluminismul cu ceea ce Asman numește cosmoteism, de fapt, Asman identifică cosmoteismul cu iluminismul. Și nu sunt să cred că iluminiștii se reclamă din Moise egipteanul, așa cum -aș era și să reclama din Hermes egipteanul profesorului Moise și al lui Pitagora. Deci, uh, există o, un atac împotriva iluminismului, de pe poziția multiculturalismului. Și acest multiculturalism este o nouă revoluție a leproșilor, în sensul că tot ce e prost în societatea noastră, începând cu ceea ce este biologic degenerat și afectat, să zic, bolnavul de AIDS sau bolnavul de Ebola și, sau de SARS și așa mai departe, care are dreptul la exprimarea lui religioasă și are voie să pupe cămira, să meargă la ca să se infecteze, urmă să vină în state și nimeni nu are voie să-l oprească la aeroport sau să-l bage într-o carantină. Există o subclasă și nu vreau să folosesc cuvântul rasială, dar o subclasă etnică și culturală, un, un, un grup de care o, o, un deosob de grupuri etnice și culturale marginalizate sau biologic sexual marginalizate, cum ar fi travesti sau homosexuali și așa mai departe. Și uh, ideea este că ideea omului universal, ideea iluminismului, ideea cosmoteistă, este o tiranie, este o formă a, uh, a imperialismului apusean și trebuie rezolvată și uh, există o alianță clară între uh, multicultural și islam și nu este un secret, chiar cele, dacă cele două sunt radical opuse uh, această alianță există, deci este foarte interesant cum se repetă istoria. Și ceea ce vom vedea probabil într-un viitor, și eu nu mă bucur de aceasta, va fi o nouă exodă leproșilor. Va fi uh, o formă de reafirmare a Egiptului, care va da far proșii Și uh, vom vedea probabil după aceea o negație a negației, care va reactiva ideea de, mă rog, de universalitatea omenirii, uh, dar nu uh, sub uh, aspectul grupei marginale care tiranizează uh, cultura mainstream. Uh, bun, vreau să mă întorc la noi, ca ultimă concluzie. Uh, noi avem psihologia ale uh, În ce sens? Uh, când Apion spunea că evreul însemna ev lepros la egiptean, Nu recunoaștem aici un adevăr. Oh, L-au dus pe evreu ăsta, spune la potrivar, da? Avram evreu. Bun. Uh, ce recunoaștem? Recunoaștem uh, o anumită, o anumit model de religie și contrareligie, în care noi suntem o contrareligie, o contracultură, ceva ce este opus, ce nu poate fi translabil în limbajul altor religii sau alte, altor valori. Și ne simțim asediați, înconjurați, striviți, amenințați de lumea înconjurătoare. Simțim, mai mult decât ne simțim vinovați și față de Dumnezeu, că suntem leproși. Pe noi suntem vinovați, vai că am o natură păcătoasă, vai că ce păcătos sunt, vai că ce gânduri îmi vin, vai că eram păcătuit, vai că sunt o natură de căzută și am nevoie de Isus să mă ierte și așa mai departe. Deci, aceasta este psihologia ale prosului. Și dacă este ceva care ar trebui să învățăm din Exod, este că Moise, după ce a scos leproșii din Egipt, a curățit tabăra de leproși, Când au ajuns în care erau vindecați. Prăvărisă o cara Egiptului sau înletrasă o cara Egiptului aveau o demnitate, aveau o disciplină, aveau o cultură, aveau o civilizație și erau sănătoși, nu erau ale proși. Ceea ce cred este că asma are dreptate și frate are dreptate. Și ceea ce spune frate trece de evrei și se aplică și la noi. Există o anumită traumă ale prosului pe care, care e foarte zântlintă în Biblie, în amale prosul, reproșii pe care vindecă Iisus, să parle proșii și le bolul simbolul păcatului. Deci păcatul, dacă vreți, este o mutație noțiunea de lepros. Leprosul care e gonit, care se revoltă, poate, și pe care celălalt îți privesc cu groază când se revoltă și privesc pe, cu disprez când nu se revoltă, dar el însuși vrea să se izoleze, că știe că locul lui este lume și care se desprețuiește, se urăște pe el însuși. Și se orește biologic, se orește mental, se orește cultural, este natură păcătoasă, fire pământească, e condamnat să se îndure Iisus de mine. E bine, această psihologie ale prostului, eu cred că trebuie depășită. Și trebuie să depășim această traumă. Și să ducem exodul până la capăt. În sensul de a ajunge fără ocarea, a Egiptului, în Canaan. Deci, dacă vreți, să ne întoarcem în rândul oamenilor. Pavel, care îi numește pe compatroții săi dușmane tuturor oamenilor, spune că mântuirea va fi când Israelul și neamurile vor fi una. Aceasta este o idee foarte interesantă. Nu mă gândesc la evangeliști care convertesc evrei. Asta e ceva ridicol, ci ce mai degrabă la perioada iluminismului. Când evrei și germanii împreună au, 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 au clădit cea mai formidabilă cultură intelectuală și spirituală a tuturor timpurilor. Deci, e poate rândul nostru să ne întoarcem în rândul omenirii. Nu ca, nu ca o deconvertire sau o convertire la politeism sau cosmotez, ci mai degrabă ca o negație a negației. Că în ultima instanță, exodul, interpretarea mea, exodul, când ajungem în Canaan, este o negație a negației și creștinismul este o negație a negației în Iisus și iluminismul a fost o negație a negației și acum trebuie iarăși o lume împărțită, divizată, cultural și religios și uh, fără niciun copas, nicio o busolă și vedem la orizont o nouă reacție, un om Ramses gonind uh, leproșii în pustie și va trebui să-i gonească când până la urmă aduce plaga și distrug toată societatea. Aceaste subclase care sunt uh, răsfățate și scărpinate în creștere din timpul nostru, vor distruge orice valoare dacă se continuă așa. Deci și aceasta trebuie depășit. Și unitatea fundamentală a omenirii și a lui Dumnezeu, idealul acesta, care este mai vechi decât Israel și probabil mai vechi decât de Egiptul, dar despre care noi știm prima oară că a loc în Egipt, pe care grecii l-au învățat în Egipt și pe care îmi spun că și Moise l-au învățat în Egipt. Și care, în ciuda zigzacurilor și rătăcilor prin pustie și conflictelor sângeroase, în ultima instanță reprezintă sensul real al istoriei spre care înaintăm. Nu știu dacă am fost văzut de clar teologic, mai ales în partea teologică, vom mai discuta aspectele teologice uh, și implicațiile culturale, uh, dar partea practică este că noi trebuie, noi suntem exodul leproșilor, noi acești păcătii, Pentecostal, adventiști, Baptiști. Sunt și alți care ne ascultă, dar mă refer în special această clasă, Suntem proșii, exodele proșilor, trebuie depășită condiția de lepros. trebuie uh, aruncată ocarea Egiptului și trebuie o reîntoarcere în om, unei omeni universale și a unei credințe universale și a unei civilizații universale, care nu semnează o abdicare la ce a avut până acum, ci mai degrabă o integrare superioară o negație, egeleanea negației. Vă mulțumesc, vă spun la revedere.